O femeie în vârstă de 82 de ani a fost lovită de un autoturism pe trecerea de pietoni din zona Colegiului Agricol din municipiul Călăraș. În urma accidentului a fost solicitată intervenția unui elicopter SMURT care a preluat victima și a transportat-o la un spital din capitală. Mai multe amănunte despre accidentul produs primind de la Bianca Ghiveci, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Ieri, în jurul orei 13:30, un bărbat în vârstă de 64 de ani din municipiul Călăraș a condus autoturismul marca Dacia pe strada Prelungirea București, iar la intersecție cu Bulevardul Nicolae Titulescu a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 82 de ani care traversa regulamentar. În urma impactului, femeia a fost rănită grav, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.